Alexandru Glodoranu a fost adus în fața judecătorilor. Anchetatorii au cerut arestarea lui pentru 30 de zile, iar judecătorii au încuvințat de îndată. Acesta a fost dus în arestul poliției Iași. În urma accidentului cumplit de luni seară dintre Lescan și podul Iloaiei, Alexandru Glodoranu era suspectat că a condus autoturismul și ar fi recunoscut în fața anchetatorilor că el se afla la volan, însă nu a dat detalii. Acesta a refuzase să sufle netilotest după producerea accidentului, dar apoi a mers la spital unde i-au fost recoltate probe biologice de sânge care au arătat că era beat. 1,82 ml per litru alcool pur în aerul expirat. Acesta a fost reținut pentru 24 de ore imediat după producerea tragicului accident. De cealaltă parte, familia băiatului de 18 ani carbonizat în accident a adus sicriul acasă ilele următoare, urmând să îl înmormânteze. Corpul tânărului a fost adus într-un sicriu alb în localitatea Hodora din Comuna Belcești. El era student în primul an la Facultatea de Agricultură din Copou. Acesta era coleg de muncă cu șoferul vinovat. Accidentul a avut loc după o curbă la stânga cu direcția spre podul Iloaiei. Șeful autoturismului a frânat 70 de metri fără niciun motiv înainte de a ieși din decor unde s-a răsturnat pe o parte.